Undeva în anul 2012 am gândit foarte serios la opțiunea de a continua studiile în domeniul teologiei. Am căutat opțiunile care erau pe piață și am găsit că era un curs de masterat care era foarte apropiat cumva de frământările mele de la vremea respectivă. Ajunsesem într-o perioadă a vieții în care mă gândeam într-un mod mai larg la lucruri legate de sens, la lucruri legate de celelalte religii, de celelalte popoare, de ce se va întâmpla cu unii și cu alții. Aveam și timp pe vremea aia mai mult. Și atunci am hotărât să merg la Sibiu pentru a urma cursurile de master în teologie, în istoria și filozofia religiilor. Da? Vreme de 2 ani de zile, cu asta m-am preocupat și mi-a zbătut mintea. Acum, nu o să uit niciodată modul în care am intrat acolo la cursul de masterat, pentru că a fost un miracol aproape, era imposibil ca un neoprotestant, din punct de vedere al dosarului, să poată intra. Dumnezeu a deschis ușile într-un mod extraordinar. Am primit o recomandare de la un academician român, de către un membru corespondent al Academiei Române, domnul Dumitru Abrudan, profesor, doctor Dumitru Abrudan, tot așa, miraculos. Și la recomandarea dânsului s-a trecut peste toate cerințele care erau acolo la cursurile masterale de la istoria și filozofia religiilor. Acum, bucuros am fost că mă duc în Sibiu, pe vremea Iohannis era primar, făcea treabă, să știți. Vorbeam mai mult decât astăzi. Și m-am bucurat, mai ales că era oraș cultural european pe vremea aia, ceva în genul, mi se pare, era extraordinar. Stăteam în ștei și acum imaginați-vă ce însemna să mă duc tot la 2 săptămâni la Sibiu să stau câteva zile. O adevărată bucurie. Ei, țin și acum minte exact primul curs pe care l-am avut acolo. Am dus în clasă cu foarte multe emoții, mi-am cunoscut colegii, erau și doi călugări care se uitau așa la mine, bă, dar de unde e pogorâtura asta, de unde s-o coborât asta, ce caută ăsta aici, neoprotestantul ăsta, sectantul ăsta. Am fost primit cu multă căldură, să știți. Eu m-am dus direct să afirm, sunt penticostal, sunt pastor, să nu aibă surprize mai târziu. Și, în fine, după ce am trecut de șocul ăsta al primelor impresii, am avut un șoc și mai mare. Aveam un profesor, o, Doamne, un devorator de biblioteci, un geniu neînțeles, cum sunt ăștia de regulă, știți? Și țin minte primul curs de istoria și filozofia religiilor, dacă vreți din perspectivă comparată. S-a dus la tablă, a luat o cretă și a scris așa. Am 100 de întrebări la care nu am răspuns. Știm? Eu am venit să învăț aici, nu să mă bagi în ceas. Da, spunea omul ăsta, de la asta a fost premisa la care am început acel curs. Am 100 de întrebări la care nu am răspuns. Și credeți-mă, spunea el, unele mă frământă de ani de zile și n-am niciun răspuns. L-am întrebat pe Dumnezeu și nu mi-a răspuns. Și bineînțeles că după prezentarea acestui curs, modul șocant în care a început, am avut un fel de timp de Q&A cu el. Și am zis, bun, dacă ai 100 de întrebări la care nu ai răspuns, totuși, ce te ține pe aici? Și omul ăsta a zis o chestie foarte faină, a zis, am două însă răspunsuri care îmi sunt de ajuns. Știu ce este viața și știu ce urmează după ea. Și suficient. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Era, dacă vreți, o reproducere a ceea ce am cântat noi, Hristos îmi este. Îmi este de ajuns în neajunsurile vieții. Dragii mei, adevărul este că, vedeți dumneavoastră, oricât de fain sună poveștile celor care vă spun de multe ori, m-am rugat fraților, am postit și Dumnezeu, după 2 luni de zile mi-a răspuns. E foarte ok. Cunosc atât de multe cazuri ale altora, cunosc situații din viața mea când m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat răspuns. Și cunosc euforia de moment, cunosc bucuria aceea când afli că Dumnezeu îți răspunde. Dar vedeți dumneavoastră, realitatea este că de cele mai multe ori îndrăznesc să spun Dumnezeu nu ne răspunde. Și noi mai știm, avem o vorbă de duh care cred că e destul de duhovnicioasă, că și tăcerea este ce? Un răspuns. Adevărul este că atunci când pornești la drum cu Dumnezeu,
Atunci când îl asum pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor, vreau să înțelegeți, dragii mei, că există această perspectivă foarte serioasă, pe care trebuie să o luăm în serios, e pleonaz, dar mă rog, continui mai departe, în care nu întotdeauna Dumnezeu îți va da răspunsul la întrebări. Dumnezeu, vreau să vă spun, nu întotdeauna răspunde provocărilor noastre. Vă aduceți aminte, spune cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat, în timpul procesului din săptămâna cea mare, când Pilat din pont îl trimite pe Irod, pe Iisus la Irod, pentru că vrea să se și împace cu ocazia asta, îl abia aștepta să freca pe mâini, bă, în sfârșit am auzit de Iisus, vreau să-L cunosc, am întrebări, vreau să văd miracole, vreau să primez răspunsuri. Și în mod paradoxal, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, știți ce face? Tace și nu scoate un cuvânt. Nu-i dă niciun răspuns lui Irod, lucru care îl dezamăgește cumplit. Mai mult de atât, avem alte episoade în Scriptură când diavolul îl provoacă pe Iisus, când diavolul chestionează pe Iisus, când diavolul îi pune întrebări lui Iisus și Iisus nu îi răspunde la întrebări, ci îi răspunde într-un alt mod. Spune cuvântul Domnului că Duhul lui Dumnezeu îl duce pe Iisus să fie ispitit în pustie, nu? Și vă aduceți aminte tirada aceea de întrebări. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, diavolul lansează o provocare. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se prefacă în ce? În pâine. Și ce răspunde Iisus? A, vrei o demonstrație de forță? Hai să-ți arat. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu simte nevoia, Iisus Hristos nu simte nevoia să demonstreze ceva. Și de asta, dragii mei, de foarte multe ori nici noi nu primim răspunsuri, pentru că vrem demonstrație de forță. Ba dimpotrivă, Domnul Iisus face studiu biblic cu diavolul, practic acolo îi spune, este scris. Și după aceea diavolul, pentru că nu se lasă, pentru că insistent, dragii mei, spune, a, mai am o provocare pentru tine. L-a dus, spune Biblia, pe marginea strașinii templului din Ierusalim și a spus, știi ceva, aruncă de pe strașina asta, pentru că el va porunci îngerilor săi să te prindă, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, bineînțeles. Și, dragii mei, din nou Iisus începe și dă o replică din Scriptură. Iisus Hristos, dragii mei, uitați-vă, sunt situații în viață când este întrebat și nu răspunde. Adevărul, dragii mei, că probabil nu în mod iscoditor, precum diavolul, nu în mod, dacă vreți, strict de curiozitate, ci uneori din funcția, din nevoile noastre existențiale, îl întrebăm pe Dumnezeu, îl provocăm pe Dumnezeu și spunem, Doamne, răspunde-ne, ce să facem? Doamne, vorbește-ne clar, vrem să avem ceva claritate în direcția asta și pur și simplu tot e o tăcere. Dumnezeu, uitați-vă, dragii mei, nu răspunde la orice provocare pe care o lansăm. Pe de altă parte, există situații în Biblie, există situații în viața de zi cu zi când Dumnezeu răspunde provocărilor. Dar vedeți dumneavoastră, răspunde și când răspunde Dumnezeu la provocările noastre, o face în funcție de suveranitatea sa. O face raportat la suveranitatea sa. Și adică, dragii mei, Dumnezeu, pentru că e suveran, nu ne răspunde când vrem noi și cum vrem noi. Nu ne răspunde când vrem și cum vrem. Doamne, mie acum să-mi zici. Doamne, acum trag la sor și mie să-mi vorbești. Doamne, eu acum vreau alb sau negru. Și Dumnezeu nu-ți răspunde. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în textul acesta îl avem pe un om care îi înceață, avem un om care pur și simplu e măcinat de întrebări, de îndoieli rezonabile într-un fel și spune, bă, știi ceva, îmi place că sunteți convingători, Petru, Iacov, Ioan, da, am înțeles că ați trăit și voi ceva, dar știi, eu până nu văd, nu cred, simplu. Și interesant, dragii mei, că Dumnezeu nu-i răspunde în ziua aceea lui Toma. Nici după o zi, nici după două, nici după trei, nici după patru, nici după cinci. Gândiți-vă cât s-a frământat omul ăsta. Gândiți-vă, dragii mei, câte întrebări, vreme de 8 zile i-a trecut prin cap lui Toma. De ce nu-mi răspunde? De ce nu văd ce-a văzut ei? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că abia după 8 zile Dumnezeu alege, dragii mei, să îi se descopere lui Toma. Ok, ai vrut dovezi, hai să le vezi. Dar vedeți dumneavoastră, dragii mei, s-ar putea ca în cazul vieții tale să nu fi trecut 8 zile. S-ar putea să fi trecut 80 de zile, s-ar putea să fi trecut 8 luni de zile, s-ar putea să fi trecut poate 18 ani. Sunt întrebări la care încă nu ai răspunsuri. Sunt provocări pe care le-ai adus înaintea lui Dumnezeu în modul cel mai bine intenționat și Dumnezeu nu ți-a răspuns. Ascultă-mă, Dumnezeu uneori răspunde, alteori nu răspunde și când răspunde, Dumnezeu o face în funcție de suveranitatea Lui. Și pentru că e suveran, ne spune când vrea, dragii mei, și ne spune în mod cert ce vrea El. Dar vedeți dumneavoastră, atunci când răspunde uneori Dumnezeu,
Vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu răspunde unui om, când Dumnezeu răspunde provocărilor unui om, răspunsul nu este numai pentru el. Răspunsul este și pentru alții din jurul lui și pentru alții, dacă vreți, care sunt la an distanță de el. Pentru că auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce relatează evanghelistul Ioan această apariție a lui Hristos, această scenă în care Toma, zis geamănul, îl vede pe Iisus Hristos, îl vede acolo, e palpabil, e fizic, îl vede în fața ochilor lui. Știți care este concluzia? Care crezi că este mai importantă, dragii mei, decât conținutul acestei narațiuni? Spune în Ioan 20 cu 30, Iisus, spune Biblia, a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise, inclusiv narațiunea asta cu Toma, pentru ce? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Și auziți, crezând să aveți viață în numele Lui. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu uneori răspunde la provocări, dar vedeți dumneavoastră, aria de răspuns nu se limitează la un singur om, ci se limitează, și adică se desfășoară la mult mai mulți alții. Uitați-vă, secole la rând, din episodul acesta, dragii mei, Dumnezeu ne vorbește. Din scena aceasta a lui Iisus în fața lui Toma, Biblia ne vorbește și vorbește și astăzi multor oameni. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum, ce vreau să vă spun, dragii mei, este un alt lucru, o altă premisă de care vreau să pornim în această zi. Oameni buni, poruncile și principiile din cuvântul lui Dumnezeu, poruncile, principiile și învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu sunt obligatorii pentru toți. Dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să fii copil al lui Dumnezeu, dacă ești creștin, poruncile, învățăturile și principiile din cuvântul lui Dumnezeu sunt absolut obligatorii. Ascultă-mă, pentru orice cultură, în orice cultură ar trăi oamenii, în orice vremuri și în orice context. Dar, dragii mei, dacă poruncile lui Dumnezeu sunt obligatorii, dacă principiile lui sunt obligatorii pentru toți, ascultă-mă, Dumnezeu nu e obligat să ne răspundă la toți în același mod. Adică dacă Toma a avut parte de experiența asta, trebuie musai să am și o parte. Păi uite cum scrie, frate, că Toma a zis, nu crezi și până nu vă, nu crezi. Și Domnul, uitați-vă, după 8 zile i-a arătat. Și atunci tu de 20 de ani vrei să ai parte de aceeași experiență ca și Toma. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, Scriptura este normă, exemplele, nu. S-ar putea ca Dumnezeu să aleagă o altă cale în dreptul meu. Toma îi lansează provocarea lui Dumnezeu. Și vreau, dragii mei, să vedem în această zi în cuvântul lui Dumnezeu că sunt situații când Dumnezeu răspunde la provocările oamenilor. Și vreau să vedem dacă înțelegi și dacă te integrezi în aceste răspunsuri. Pentru că s-ar putea ca ceea ce tu vrei, provocarea pe care ai lansat-o lui Dumnezeu, să nu intre în area aceasta a lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le comunice. Când Dumnezeu răspunde la provocările oamenilor, haideți să vedem totuși de ce o face. Nu o face des, dar când o face, are un scop bine intenționat. Când Dumnezeu răspunde la provocările oamenilor, acesta este titlul gândurilor mele din seara aceasta. Dragii mei, un prim motiv pe care îl găsesc scriptural aici, puternic, este acesta. Dumnezeu răspunde la provocările lansate de oameni pentru că vrea, dragii mei, să ne reaprindă credința. O face pentru că sunt oameni care au mari probleme spirituale. Există oameni care sunt acolo, dacă vreți, în terapie intensivă, spiritual vorbind. Și da, uneori Dumnezeu, când ești la pământ, când ești acolo apăsat de îndoieli, Dumnezeu răspunde provocărilor noastre. Pentru că, dragii mei, vrea să ne reaprindă credința. Sunt ferm convins că toate evenimentele care s-au petrecut în ultimele zile înainte de moartea lui Hristos, pe Toma l-au șocat. Păi, oameni buni, gândiți-vă, vreme de 3 ani jumate, Toma trăiește un miraj. Toma trăiește într-un mod extraordinar, umblă zi de zi cu Dumnezeu, în cercul apostolic, vede semne, vede minuni, e o bucurie, ceva extraordinar. Și dintr-o dată toate se schimbă. Dintr-o dată, dragii mei, îl vezi pe Iisus Hristos cum este tratat de oameni, îl vezi cum este răstignit pe o cruce, îl vezi cum este abandonat, îl vezi cum este hulit, cum este bajocorit. Și bineînțeles că toate lucrurile acestea, dragii mei, au zdruncinat puternic credința lui Toma. Dumnezeu, dragii mei, ne răspunde provocărilor noastre, știți de ce?
Pentru că, dragii mei, vrea să ne reaprindă credința. Acum, uitați-vă, când Dumnezeu reaprinde credința cuiva, vreau să înțelegem, dragii mei, că această credință implică, credința aceasta vie, implică cel puțin trei aspecte. Credința aceasta, dragii mei, înviată, credința asta vie, autentică, reală, implică o dimensiune personală. Îmi place extraordinar de mult, dragii mei, la Toma un lucru. Știți? Ceea ce apreciez la Toma și ceea ce cred că ar trebui să apreciem și noi la oamenii cu care avem dialoguri spirituale în viața asta. Îmi place de Toma faptul că omul ăsta nu se mulțumește cu experiențele altora, cu Dumnezeu. Omul acesta vrea să aibă propriile lui experiențe cu Dumnezeu. Și ce spune Toma? În mod rezonabil, bă, mă bucur pentru voi că voi l-ați văzut pe Iisus. Mă bucur că l-ați auzit. Mă bucur că ați avut părtășie cu El, dar știi ceva, vreau să am și eu. Ne hrănim de prea multe ori din experiențele altora cu Dumnezeu, haideți să fim onești, și nu avem experiențele noastre cu Dumnezeu. Și Toma, știi ce face? Își dorește într-un mod, aș putea să spun, aproape infantil copilăresc și bine unor să ai perspectiva unui copil în raport cu Dumnezeu. Doamne, vreau și eu asta. Doamne, vreau și o experiență asta. Știi, te bucur tare mult când auzi că nu știu care a fost botezat cu Duhul Sfânt, s-a dus în tabără, dar știi, spui, Doamne, vreau și o chestie asta. Vreau să experimentez și o lucrul ăla. Te bucur când auzi că Dumnezeu a fost cu nu știu care și cum a fost izbăvit, dar spui, Doamne, mă bucur de El, dar știi, aș vrea să trăiesc eu chestia asta. Și ceea ce îmi place la Toma, dragii mei, este că omul ăsta înțelege că în credință e nevoie de o dimensiune personală. Și momentul în care Hristos îi te descoperă, momentul în care îl vede și el pe Hristos după 8 zile, ceea ce văzuse ucenicii înainte, Toma exclamă o afirmație care a rămas antologică și rămâne de o afirmație zguduitoare. Domnul meu și Dumnezeu meu. Pentru că această credință vie, dragii mei, pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea, este o credință personală, este o credință, dragii mei, care are de-a face cu această asumare, Domnul meu și Dumnezeul meu. Mai mult de atât, dragii mei, această credință, dragii mei, ne provoacă la pocăință. O credință vie întotdeauna te va provoca să ai să fie într-o dimensiune personală, te va provoca să fie, să te ducă la pocăință. Dați-mi voie un personaj de care, vedeți dumneavoastră, când vine vorba de suferință, întotdeauna există cuvântul Iov. Pentru că probabil nimeni nu și-a pus întrebările lui Iov și în care la cărora întrebări nu regăsim mai mult ca nicăieri. Haideți să fim onești. Dumneavoastră știți bine povestea lui Iov, dar uitați-vă la Iov, dragii mei, și uitați-vă, Iov îi lansează o provocare lui Dumnezeu în mijlocul necazurilor. Iov, dragii mei, uitați-vă, capitolul 23 cu versetul 3 zice, oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vrea să văd ce are să-mi spună. Iov, dragii mei, lansează o provocare înainte, Doamne, vreau să vorbesc cu Tine, unde ești? Spune cuvântul lui Dumnezeu mai apoi în capitolul 38 că Dumnezeu acceptă provocarea lui Iov. Și ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să vină să spună Iov, hai să spun de ce ți-au murit copiii. Iov, hai să spun de ce ți-ai pierdut averea. Iov, hai să spun de ce te-au părăsit toți. Te-ai fi așteptat la un astfel de răspuns, nu? Dar vedeți dumneavoastră un Dumnezeu care explică nu-i mai un Dumnezeu, Dumnezeu copleșește. Și auziți răspunsul lui Dumnezeu, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz și eu să te întreb și tu să mă întrebi. Vrei debate? Vrei Q&A cu mine? Și Dumnezeu, hai să te întreb. Unde erai tu când eu am făcut aia? Unde erai când eu am făcut stelele? Unde erai când am pus hotare zilei și nopții? Unde erai când am pus hotar mărilor? Unde erai? Unde erai? Și Iov, vreau să știți însă care este reacția lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde provocărilor noastre pentru că vrea să ne reaprinde credința și când o face, dragii mei, lucrul acesta trebuie să ducă la pocăință. Spune capitolul 42, Iov a răspuns Domnului și a zis, versetul 5, Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Am auzit atâtea predici, Doamne, despre tine. Am fost la atâtea studii biblice. Am fost la atâtea conferințe, sola Scriptura și nu știu mai care. Doamne, am știut atâtea chestii faine. Dar știi ceva? Dar acum ochiul meu te-a văzut.
Și de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Care este reacția lui Iov când Dumnezeu răspunde provocării lui? Iov se pocăiește. Iov se pocăiește. Dumnezeu, dragii mei, da, Dumnezeu, oameni buni, ne răspunde uneori la provocările noastre pentru că vrea să ne reaprindă credința. Și această credință, dragii mei, implică pocăință. Această credință implică o dimensiune personală. Domnul meu și Dumnezeul meu, dar uitați ce mă implică. Această credință înviată de Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, resuscitată, dacă vreți, readusă în putere, în autoritate, înseamnă și progres. Înseamnă o chestie personală, înseamnă pocăință, dar această credință, dragii mei, implică și progres. Uitați-vă, sunt versetele 25 și versetele 29 în două aspecte. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în această zi, pentru că e foarte important să vedem aici trei expresii care de fapt delimitează, dacă vreți, marchează trei forme de credință și în același timp trei vârste spirituale. Nu e nimic nou sub soare ce vă spun în seara asta, dar uneori este foarte important să readucem în memoria noastră biblică și personală, să readucem aceste principii. Versetul 25 zice Toma, dacă văd, dacă o să-L văd pe Dumnezeu la lucru, dacă o să mă binecuvânteze Dumnezeu, voi binecuvânta și-o pe alții. Dacă mă vindecă Dumnezeu, mă duc în evanghelizare. Dacă mă vindecă Dumnezeu, vin la biserică. Dacă Dumnezeu îmi dă bani de mașină, vin și la programul de seara. Dacă, vin și la grupele de casă. Dacă, dacă și dacă. Vedeți dumneavoastră, noi punem condiții cumva lui Dumnezeu. Și prima etapă în viața credinței, dragii mei, primul pas, dacă vreți, în credință, e întotdeauna acea credință infantilă, credința aceea condiționată. Dacă Dumnezeu o să mă scape de aici, dacă Dumnezeu mă eliberează, dacă Dumnezeu mă vindecă, dacă Dumnezeu mi-aduce pace, dacă Dumnezeu mi-aduce liniște, dacă Dumnezeu mă ajută să mă însor, Doamne ajută, dacă Dumnezeu o să mă scape de datorii, eu mă pocăiesc, frate. De atâtea ori am auzit replica asta. Dacă, atunci eu fac și eu. Și asta e prima ei credință. Și foarte mulți entuziasmați vin, Doamne, dacă, și se întâmplă, credeți-mă, pentru că Dumnezeu răspunde uneori la aceste provocări. Dumnezeu o face, ok, bun. Și atunci vin ai noștri, după ce au trecut de etapa asta, dacă, zice Iisus Hristos lui Toma o chestie, Tomo, pentru că ai văzut, ce ai făcut? Ai crezut. Și cei mai mulți, dragii mei, îndrăznesc să spun cu toată responsabilitatea, să nu vă supărați, să nu mă supăr nici eu, pentru că nu zic de pe postul de profesor la școală. Ce mai inclus și pe mine aici. Cei mai mulți oameni, vreau să spun din bisericile, hai să le sunt pe alții, bisericile pentecostale, biserica noastră. Cei mai mulți oameni, dragii mei, din mediul evanghelic din ziua de astăzi, sunt aici. Pentru că, știți, aud genul ăla de replici? Păi pentru că Domnul ne-a făcut bine, o să-i cânt o cântare spre slava Domnului. Pentru că Domnul ne-a făcut bine, mergem la biserică. Pentru că Domnul s-a atins de noi, mergem. Pentru că Domnul s-a atins de copiii noștri, pentru că eram într-o noapte și nu mai știam ce să fac. Pentru că. Și, dragii mei, stimulentul nostru unde este spiritual? În urmă. Dar eu te întreb, dacă într-o zi Dumnezeu nu mai face? Ok, poți să mergi din reflex o perioadă, pentru că, da, mă duc la biserică, pentru că, dar, dragii mei, dacă uneori nu mai există un pentru că, cei mai mulți se opresc aici. Dumnezeu spune, știi, hai să spun ceva, Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut, dar răspund un lucru, există o categorie de oameni despre care vreau să vorbesc, zice, și care vreau să înțelegi. Ferice de cei ce... Și totuși au crezut. Ferice de cei, Dumnezeu vrea să spună astăzi, știu ceva, ferice de aia care încă-s bolnav de cancer și totuși vin la biserică. Ferice de aia care se roagă de un an de zile ca Dumnezeu să le aducă pace și încă nu au pace și totuși urmează pe Dumnezeu. Ferice de cei care abia reușesc financiar să facă ceva și cu toate acestea nu ignoră casa văduvei și orfanului. Ferice de cei care nu înțeleg toate lucrurile și cu toate acestea înțeleg să-L urmeze pe Dumnezeu.
Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne aducă la această credință necondiționată. Dumnezeu vrea să te aducă în punctul în care, știi ceva, Doamne, și dacă simt și dacă nu simt, eu vin la biserică. Și dacă am chef și dacă n-am chef. Doamne Dumnezeule, eu te urmez, eu urmez aceste principii. Dumnezeu să ne ajute la asta. Dragii mei, Dumnezeu răspunde provocărilor noastre pentru că vrea să ne reaprindă credința. Apoi, un alt răspuns, un alt motiv pentru care Dumnezeu răspunde provocărilor pe care oamenii le adresează este pentru că vrea să ne readucă în comunitate. Uitați-vă în cazul lui Toma. Vă rog să fiți atenți, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la o paralelă interesantă între versetul 24 din Ioan capitolul 20 și mai apoi versetul 2 din 21. Zice versetul 24 din Ioan 20: Toma, zis Geamăl, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Dar fiți atenți cum se încheie. După toată experiența asta, spune, când s-a arătat la Marea Tiberiade, versetul 2, spune cuvântul Domnului, iată cum s-a arătat: Simon Petru, zis Geamă, Natanel din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau, prima dată nu-i cu ei. Și acum, dragii mei, după toate experiențele acestea, după ce Iisus se arată, după ce Iisus răspunde provocării lui Simon, omul ăsta e împreună cu ceilalți. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, vrea să ne readucă în comunitate. Întrebarea este, de ce oamenii părăsesc comunitatea? De ce oamenii părăsesc părtășia cu biserica? De ce oamenii nu mai vin la biserică uneori? Cel mai mare motiv de cele mai multe ori, dragii mei, este dezamăgirea. Dezamăgirile îi fac pe oameni de foarte mult să se rupă de comunitate, să nu mai aibă chef de biserică, să nu mai aibă chef de Dumnezeu. Vreau să vă gândiți puțin la Toma. Gândiți-vă decepția pe care are o Toma despre ce se întâmplă cu Iisus. Mai mult de atât, gândiți-vă la decepția pe care a avut-o Toma când din cercul celor 12, adică unul care umbla cu ei 3 ani și jumătate pe nume Iuda, îl vinde pe Iisus pentru 30 de arginți. Dezamăgirea asta, dragii mei, e una extraordinar de mare. Sunt atât de mulți oameni, dragii mei, care din dezamăgiri, din cauza disensiunilor, din cauza păcatelor unor personale, aleg să părăsească comunitatea. Acum, dragii mei, întrebarea este, și vreau să ne uităm aici, cum ne folosește pe noi Dumnezeu să-i readucem pe oameni în comunitate? Și cum folosește Dumnezeu evenimentele astea ca să-i readucă pe oameni în comunitate? Știți ce e foarte important în a readuce oameni în comunitate, în părtășia cu Dumnezeu? E foarte importantă comunicarea. E foarte important să înțelegi că asta e responsabilitatea ta și a mea, să comunicăm cu acei oameni care părăsesc comunitatea. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 25, că ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el i-a răspuns, bă, dacă eu nu văd, nu cred. Vedeți, dumneavoastră, ceea ce e foarte important este că, dragii mei, apostolii îi comunică lui Toma lucrul ăsta. Apostolii stau de vorbă cu Toma, apostolii îl caută pe Toma, apostolii îl aduc pe Toma acolo, pentru că e foarte important, ascultați-mă, dragii mei, e foarte important să comunicăm lucrurile acestea. În Evrei, capitolul 3, cu versetul 12, spune, să luăm dar bine seama ca cine... Nici unul din noi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care ce să facă? Să ne despartă de Dumnezeu. Ce avem de făcut? Îndemnați-vă unii pe alții. Caută-i, vorbește cu ei, comunică cu ei. Pentru că asta este o responsabilitate pe care o ai. Mai mult de atât, dragii mei, pe lângă comunicare, e foarte important să conlucrăm în a readuce oamenii. Și ce mi se pare un detaliu interesant aici, în versetul 25, că Biblia spune, bun, versetul 24 spune că Toma nu era cu ei când s-a arătat Iisus atunci. Dar în același timp, spune în versetul următor, zice Biblia acolo, nu așa, nu spune, Petru i-a zis lui Toma, Ioan i-a zis lui Toma. Nu, Matei i-a zis lui Toma, zice Biblia, că ceilalți ucenici, adică nu doar unul singur, ceilalți ucenici, adică, dragii mei, toți ceilalți ucenici care au avut parte de experiența asta, conlucrează împreună, conlucrează pentru a comunica lui Toma, bă, noi toți l-am văzut, nu fac separat, nu fac distinct, oamenii ăștia fac front comun. Pentru că atunci când vine vorba de oameni dezamăgiți, de oameni care părăsesc comunitatea și pe care Dumnezeu, dragii mei, vrea să-i readucă în comunitate, e foarte important să conlucrăm în direcția asta. Vreau să vă spun ceva și nu fac ca să eludez responsabilitatea pe care o am, dar vreau să vă spun, păstorul n-are cum să le facă pe toate de unul singur.
Ci liderii n-au cum să le facă toate de unii singuri. Vreau să vă spun ceva. În direcția aceasta noi trebuie să conlucrăm, dragii mei. Pentru că, ascultă-mă, mai apropiat decât poți să fiu de cineva, poate că ești tu. Dumnezeu te-a pus lângă el acolo. Și Dumnezeu ne cheamă să conlucrăm ca să-i readucem pe oamenii aia în comunitate. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm împreună pentru ei. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm, să avem o strategie și o viziune ca să-i readucem pe oamenii aia. Pentru că pierdem oameni cu potențial precum Toma. Pentru că nu-i căutăm și pentru că nu conlucrăm în direcția asta, dragii mei. Dar mai mult de atât, pe lângă conlucrare și căutare, mai este nevoie de un alt lucru ca să readucem oamenii în comunitate, ca să li se reaprindă credința, ca să stea înapoi împărtășiri cu Dumnezeu. E important să avem și compasiune. Pentru că, dragii mei, dacă nu avem inimă, nu o să avem nici gură să vorbim, că e nici inițiativă. Avem nevoie de o inimă sensibilă, avem nevoie, dragii mei, de o inimă în care să nu fie prejudecată, ci să fie o inimă, dragii mei, deschisă, în a-i căuta pe oamenii ăștia. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să căutăm oamenii aceștia. Dumnezeu ne cheamă să căutăm oamenii dezamăgiți. Dumnezeu ne cheamă să căutăm oamenii, dragii mei, care nu mai au chef de comunitate, nu mai au chef de părtășie. Pentru că sunt atâția oameni cu potențial imens, extraordinar, care se pot pierde. Zice Biblia că ucenicii au conlucrat și au zis, ceilalți ucenici, când a început Petru și când a terminat Petru, a început Ioan și când a terminat Ioan, a început Iacov și când a terminat Iacov, a început Matei și toți, bă, l-am văzut. Și toți fac front comun. Pentru că asta e menirea bisericii. Ne cunoaștem pilda aceea cu păstorul care are 100 de oi, nu? Și cât e sărătăcit? Una. Doamne, de-ar fi statisticile astea astăzi valabile, ar fi cel mai fericit. Din păcate, sunt mult mai mulți. 100. Acum, vreau să vă spun două atitudini pe care le putem avea. Prima atitudine, prima reacție pe care poate avea păstorul ăsta care are 100 de oi și una o pierde. Și ce putea să zică? Bă, bine că am 99. Slavă Domnului, nouă, una, asta e, cantitate neglijabilă, să mai întâmplă, frate. Acum, asta e. Și-au ales pe drumul ăsta să margă. Știți ce mi se pare absolut fascinant în pilda asta, care e un adevăr? Un adevăr care trebuie să mă motiveze, să ne motiveze? E că ăla nu se bucură că mi-are 99 și că numai unul a picat. Omul ăla zice Biblia că le lasă pe ale 99 și se duce după aia rătăcit. Pentru că asta înseamnă inima. Dumnezeu, dragii mei, răspunde provocărilor noastre și ale altora și uneori o face prin noi. Știți, în timpul celor de-al doilea război mondial a fost bombardat un oraș puternic, puternic bombardat din Germania și era o statuie acolo undeva în centrul orașului cu Iisus, frumoasă de tot, undeva din secolul XVI. În timpul bombardamentelor, statuia aceasta, pur și simplu, din cauza suflului exploziei, i-au căzut mâinile. Termina războiul, erau fonduri pentru reabilitare, pentru restaurare și au venit, dragii mei, cei de la primărie, au făcut un fel de concurs să găsească un sculptor priceput, unul care se pricepe să repună mâinile. La un moment dat, un episcop luteran a venit cu următoarea idee și a zis, lăsați statuia aceea așa cum este, fără mâini. Și a zis, cum adică, schilodită? Nu, zic, nu. Hai să o lăsăm așa cum este, fără mâini. Și a zis, dar de ce? Pentru că vreau să conștientizăm creștinii din orașul ăsta că noi suntem mâinile lui Dumnezeu. Biserica este extensia mâinilor lui Dumnezeu. Așa că nu mai puneți nicio mână, lăsați mesajul ăsta. Tu și cu mine suntem mâna lui Dumnezeu. Nu o să coboare mâna lui Dumnezeu direct din cer cu milion pentru la care ai nevoie disperată. A trebuit să duci mâna ta. Dar știi, mâna ta, de fapt, este o extensie a mâinii lui Dumnezeu. Când tu îl cauți pe cineva, îl caută Dumnezeu, înțelegi? Ai nevoie de asta, ai nevoie de compasiune. Doamne, ajută-ne la asta. De ce răspunde Dumnezeu uneori provocărilor? Nu doar pentru că vrea să reaprindă credința, nu pentru că vrea să ne readucă doar în comunitate. O face, dragii mei, un al treilea motiv, pentru că vrea să ne reconfirme chemarea. Dumnezeu uneori răspunde provocărilor noastre pentru că vrea să ne reconfirme chemarea. Acum, haideți să... Știți, întotdeauna există un mod, puțin înainte.
Eram în facultate și țin minte când am ajuns în primul an, toată lumea, băi, n-ai citit cartea lui Rick Warren în biserică? Bă, citește-o! Bă, n-ai citit aia? Nu! Păi ești în cult! Bă, citește-o! Toată ziua fugeam de la o librărie la alta, de la o indicare la altă, să caut cărți. Deci m-au zăpăcit. În primele săptămâni de zile am zis, bă, eu știu că nu știu nimic, vorba lui Socrate, dar chiar că nu știu nimic, dar bă, nici... Și să te ai de vorbă cu unul, n-ai citit Maxwell? Păi nu există, ce cauți aici? Nu l-am citit pe Maxwell, îți dai seama. Eram disperat. Ei, tot felul de... M-am umplut acolo, aveam un raf la pat, plin de cărți. Doamne, când le citesc, Doamne... Și la un moment dat vine un profesor la mine, știa că fac ceai bun. A fost o perioadă când am băut ceai și mă pricep. Vă pot spune despre Senșa, despre Roy, în fin. Dar m-am apucat înapoi de cafea, să știți. Revii la dragostea din tâi întotdeauna. Și vine într-o seară un profesor la mine, în cameră. Profesor care... Terminase pe la Oxford, lucru care toată lumea vrea să stea de vorbă cu fratele Bartos. Și a venit fratele Bartos, se minte la mine acolo în cameră, Dorel, fă-mi un ceai. Avea probleme cu rinichii pe vremea aia, o criză de rinichi, i-a făcut ceai. S-a uitat la mine, cui-s cărțile astea? Zic, ale mele. Să vezi, da? Zice, da, Dorel, de ce? Ceva cărți de literatură ai pe aici? La Institutul Teologiei Pentecostal, frate. Frate Dorel, zice, da, te întreb așa, pe Dostoevski l-ai citit? Nu, că e rus. Mai ales acum, dacă... Dostoi? Nu, am citit și eu Ion acolo, ce aveam în programă pentru bacalaureat, ai noștri, cu noi vrem pământ, dar restul... Dorel zice, sfătuiesc, îți recomand, citește-l pe Dostoevski. Ce să citești de Dostoevski? Crimă și pedeapsă. Dar mai mult, frații Karamazov. Okay? De Tolstoi? Citește, de exemplu, Învierea. Și mi-a zis, Dorelă, o să vezi că după ce o să citești literatură, pe lângă teologie, deci o să vezi ceva la un moment dat, o să vezi efectiv cum personaje din Biblie umblă în fața ochilor tăi. O să le vezi cum se mișcă. Și nu o să mai fie expresia asta. Și Maria s-a dus. Efectiv, te cobori în timp și spațiu și mergi într-o călătorie și tu, imaginară, pe urmele ei. Și o să vezi detalii. Vreau să vă spun că tocmai ăsta a fost efectul. Acum, noi citim și Toma, zice geamănul, nu era cu ei, s-a dus acasă, Doamne ajută-i. Oameni buni. Gândiți-vă, bun, m-am gândit așa, ce-a făcut asta când s-a dus acasă? Imaginați-vă că atunci când s-a dus la soție, bă, imaginați-vă scena asta. Iisus îl alege pe Toma, vreau să fie apostolul meu. Wow, super, fericit. Se duce Toma la soția lui, la soacră, la toți, ședință de comitet cu familia. Oameni buni, m-a ales Iisus. Dumneavoastră înțelegeți în urmă cu 3 ani jumate ce însemna să te aleagă Iisus, semne minuni, toată lumea să înghesuia, toată lumea ar plătea să ajungă pe alții, să-l bage mai în față, să ajungă la Iisus. Iisus Hristos era, dacă vreți, cel mai popular, cel mai cunoscut, toți vrea să stea, măcar să-l vadă, dar să pună mâna pe ei, era wow! Și să duce ăsta acasă, în sfârșit, are... Păi, ai spus că nu o să fac nimic în viață, a? Sau că ai comentat ceva, nu? Ai zis că nu? Tu știi la ce m-a chemat pe mine? Știi ce? M-a chemat Dumnezeu să fiu apostol. Wow! Asta a fost amus 3 ani jumate. După 3 ani jumate călătorim puțin în timp, sper să nu dormiți, și-l văd pe Toma înapoi, știți ca și poezia aia, când se întoarce Ștefan cel Mare la maică sa acasă. Bate la ușă, deschide nevasta. Nu, ce-i cu tine, pace? Nu erai? Nu-i mai nimic. Cum adică nu-i mai nimic? Eu văd 3 ani de zile ce ai renunțat la locul de muncă, ți-ai dat demisia de la IT, ai zis gata că m-a chemat Domnul. Cum? Nu? Ți-ai dat demisia de la spital, nu mai faci medici. Ce, mă? Cum? Nu-i mai nimic? A murit. Wow! Nu vă imaginați ce... Dumneavoastră realizați presiunea psihologică care a văzut peste Toma când s-a dus acasă? Ei nu au vrut să meargă acasă, cred că.
Ce să le spui la vecinii? Bă, Toma, cum era, mă, că te-o chema Domnul, că apostol, că, cum era? E mor, nu? Eu, dumneavoastră realizați ce presiune a fost pe omul ăsta? Dumneavoastră realizați ce dezamăgire a trăit omul ăsta? Dumneavoastră realizați când 3 ani de zile omul ăsta așa cu pau, aleluia, mutăm munții și dintr-o dată. Și Toma, dacă nu a mai crezut într-un lucru după ce a murit Iisus, nu a mai crezut niciodată în chemarea lui. A zis, game over, s-a terminat. Dar vine Iisus. Vine Iisus, dragii mei, și după întâlnirea aceea, când îi se arată lui Toma, era și el de față, zice, băieți, ne vedem la o altă întâlnire, la Marea, care? La Marea Galilei. Matei, capitolul 28, de la 16. Acolo, la Marea Galilei, și aici ne spune textul pe care l-am citit, că Iisus spune Biblia că s-a arătat ucenicilor și se spune, băieți, ce v-am spus acum 3 ani jumate rămâne valabil, avem treabă, sunteți apostoli, aveți de lucrat. Și dintr-o dată, dragii mei, prin faptul că Iisus îi răspunde lui Toma, chemării lui, și ce face Dumnezeu? Îi reconfirmă chemarea. Știți? Dacă dumneavoastră aveți impresia uneori că cei care sunt păstori, hai să nu mai au de altă tagmă, de leviți și de worshipări și de alții. Dacă aveți impresia că cei care vă păstoresc, că cei care vă slujesc, de aici sau din altă parte, n-au avut uneori periodic dileme, Doamne, chiar m-ai chemat la asta? Vă spun că după ce ai câte un caz și îți dai seama că ai o responsabilitate directă, că încerci să-l vezi că omul ăla merge spre iad și strigi și urle-l, bă, nu mai știi cum să vorbești cu el și vezi că se duce. Și știi ce trebuie să am? El doarme liniștit și tu nu poți dormi din cauza lui. Și uneori ai nevoie de medicamente și uneori nu mai știi de inimă, nu mai distonocam ce să mai, când ți se rupe inima. Și efectiv pe el nu interesează. Vezi că se duce inconștient înspre nebunia minții lui. Și te lupți și nu reu. Credeți dumneavoastră că nu sunt momente de îndoială, momente în care, Doamne, serios, la asta m-ai chemat, Doamne, chiar m-ai chemat la pastorație, Doamne, chiar m-ai chemat la predicare, Doamne, chiar m-ai... Dumnezeu, prin ceea ce face cu Toma, îi reconfirmă chemarea. Vreau să vă spun ceva. Periodic avem nevoie de reconfirmări. Și Dumnezeu ne reconfirmă pentru că ne iubește, pentru că ne-a chemat la asta. Cu ani de zile în urmă, țin minte, într-un sezon plin de evangelizare, am nimerit cu o echipă de cântăreți. Solist vocal, restul instrumentiști. Țin minte că ne-am dus la o seară de evangelizare. Pe oameni buni a fost beton, dar nu în sensul ăla de fain, ci a fost beton armat. Adică beton armat. Aproape că v-a ajuns pe voi în seara asta cumva. Ne-am văzut un amin acolo. Păi, dă-i putere, Doamne, nimic. Păi, și era un mediu rural, mă așteptam să fie nimic, cloco, nimic. Și întreb pe păstor, așa, că am văzut că la cântare nu a reacționat. Zic, cum a fost asta? Har, frate, Doreș, ce har a fost asta? Ară, unse, când... Păi, ceva greșim noi, nu știu. Am predicat la fel, ca la cântare. Se termină și venim spre Oradea. Cei 3 care erau în spate s-au pus și-au dormit. Acum nu știu dacă urechile lor erau închise, dar cred că au auzit, dar cel puțin ploapele erau închise. Și eu stau de vorbă cu cel care, cu cântărețul din grupul ăsta, eu cu el povesteam. Și îmi zice omul foarte frământat. Și Dorela, de câteva luni de zile, trec așa printr-o perioadă foarte grea, știi? Am tot mai mari semne de întrebare că Dumnezeu m-a chemat să cânt. Voce extraordinară, apropo. Dar au zis, bă, nu știu, simt că... Ce vrei să spui? Bă, Dorel, nu știu, cred că am mari îndoieli. Și au zis, seara asta parcă mi-a pus acolo un cui. Seara asta la... Bă, tu ai văzut cum a fost? Cum a fost? Au zis, bă, sincer, cred că Dumnezeu nu m-a chemat la cântat și... Adică ce vrei să spui? Adică vreau să spun că mă gândesc foarte serios și cred că o să iau decizia asta, mă retrag, nu mai cânt. Renunț, nu cred că e chemarea mea. Cel mai ușor e să te retragi uneori. Nu vreau să spun că și eu eram mai încurajat decât el, dar nu i-am zis acum. Dacă ne plângeam amândoi, era bocet și acolo era jale, cântarea cântărului, în varianta de jale din jale. Am zis, ok. Păstă aproape 3 săptămâni, exact în aceeași formulă, ne nimerim la o altă evangelizare. Păi, ce a fost mai ok, nu pot să muncă mult mai bine, dar a fost ok. Numai că ăsta era bucuros.
Tot pe drumul de întoarcere, drumul lung așa, se întoarce spre casă, ăia trei iară dormeau, noi în față vorbeam. Și cred că de la poveștile noastre, nu? Și îl văd bucuros. Bă, ce-i cu tine? Băi, Dorel, să vezi ce s-a întâmplat. Ce? Bă, am primit pe Messenger un mesaj acum, de câteva zile. Ce mesaj ai primit? Bă, ți-aduce aminte când am fost de ultima dată? Știu că vrei să renunți, nu? Parcă da. Da, zice Dorel, dar... Păi, mi-a scris cineva, mi-a spus așa, ascultă-mă, zice, eu am părăsit biserica, sunt fiu risipitor, n-am vrut să mă de Dumnezeu, m-am certat cu Dumnezeu. Bă, dar zice, ascultă, când ai cântat a doua cântare la evanghelizare, păi, și când ai zis acolo, a început chestia aia, zice, și când ai început să cânți prima strofă, m-a copleșit prezența lui Dumnezeu. A zis, wow, e ceva incredibil, zice, și am hotărât să mă reîntorc în biserică, băi, zice, să-L iubesc pe Dumnezeu, frate, zice, și zice, bă, Dorel, mi-a spus că la cântare, și acum, i-am zis, bă, dar de predică nu o zis nimic? A zice, nu, acum, mai că era să mă las eu de predică după aia. Dar am zis, bă, slavă Domnului! Și zice, bă, zice, sunt așa de încurajat, zice, sunt așa de bucuros, sunt așa de fericit. Wow, Dorel, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, trebuie să mergem înainte. Și ce m-am gândit? Vezi dumneavoastră, Dumnezeu, dragii mei, în fața probu, oare mai să slujesc, oare să mă mai implic, Doamne, oare să mai vin, oare să mai... Știi, Dumnezeu, din când în când, îți dă reconfirmări de genul ăsta, îți reconfirmă chemarea, binecuvântat să fie Dumnezeu. Închei spunându-vă în seara aceasta, dragii mei, că mai există un motiv. Dumnezeu vrea să ne redea curajul. Ne răspunde la provocările noastre până nu văd, nu cred. Știți de ce? Pentru că vrea să ne redea curajul. Tom a avut mare nevoie de curaj. Haideți să fim onești. A avut mare nevoie de curaj. Știți? E una să crezi și alta să vorbești despre ceea ce crezi. Corect? Toți credem. Dar câți vorbim despre ce credem? Câți vorbim în ceea ce credem? Era faină de Toma când a fost la Ierusalim. Dumneavoastră să vă imaginați programul de Ierusalim, de la Ierusalim? Mega church? Numai 3.000 de oameni s-au botezat într-o zi. Dumneavoastră să vă imaginați ce fain era la Ierusalim în mega biserica aia? Dumneavoastră să vă imaginați ce fain era de Toma când era din bordul de conducere apostolic? El, cei 12 acolo, toată lumea se uitau la ei, bă, ăștia-s apostoli, ești umblat cu Iisus, făceau loc. Ce fain a fost de Toma, o perioadă, când a fost în Ierusalim, în marea trezire spirituală de acolo. Și totuși Dumnezeu le spune, băieți, trebuie să plecați până la marginile pământului. Cine lua cel mai în serios porunca Domnului? Și cine a fost? Toma. Nu vi se pare interesant că omul care noi îl știm drept popular, îndoielnicul, ăla care are probleme, ăla care nu a crezut, ăla... Nu vi se pare interesant că, din punct de vedere geografic, Toma ajunge cel mai departe dintre toți ucenicii? S-a dus, dragii mei, până unde ajunsese înainte de el Alexandru cel Mare, în campaniile lui militare, până în India. Ajunge undeva în zona Madrasului, vestul Indiei, și acolo plantează... Dumnezeu, să vă imaginați de la mii de oameni, de la apostolul Toma, care umbla cu Iisus, ajunge să planteze o biserică mică undeva în India, în zona Madrasului, care rezistă și astăzi, după 2000 de ani. Toma s-a dus acolo, a plantat o biserică, l-a propovădit pe Hristos și la pachet cu plantarea bisericii, cu propovădirea bisericii, a Evangheliei, moare pentru Iisus în India. Izvoarele istorice bisericești, nu mai vorbesc despre faptul că a murit martirizat pentru Hristos, străpuns cu săgeți. Îți trebuie curaj pentru asta. Îți trebuie curaj să părăsești Ierusalimul, îți trebuie curaj să pleci până la marginile pământului, îți trebuie curaj să vorbești despre ceea ce crezi, mai ales când ceea ce crezi tu îți poate aduce moartea. Îți trebuie curaj să faci lucrul ăsta. Știți? Asta primim când Dumnezeu ne reconfirmă chemarea, când ne readuce în comunitate, când ne reaprinde credința. Dumnezeu, dragii mei, ne redă curajul. Ne redă curajul, binecuvântat să fie Domnului. Apropo, binecuvântat să fie Toma, știți de ce? De nu era să îndoia Toma, Biblia era mai săracă cu câteva versete. Pentru că Toma s-a îndoit, avem un dialog în plus în Biblie.
avem un dialog extraordinar și avem replica asta sublimă. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce fain! Dar acum vei spune, bă, ferice de Toma. Vă spun ceva. Paradoxal, șocant. E mai ferice de noi. Ce vrei să spui, frate, doar? Ne comparăm noi cu... Nu e vorba de comparație. E vorba de afirmația pe care o face Iisus. Toma, ferice de cei ce au văzut și au crezut. Dar știi ceva? Ești și mai ferici. Ai văzut și ai crezut? Și ce spune, zice Dumnezeu? E ferice de cine? De cei ce... Și totuși cred. Ferice de cei care n-au văzut încă efectele rugăciunii pentru vindecare și sunt bolnavi, ci încă cred. Ferice de cei care se zbat în probleme în fiecare zi și cu toate astea, că nu văd izbăvirea, ei cred în Dumnezeu. Ferice de cei care poate că nu au avut parte de, nu știu ce, revelații extraordinare, nu au umblat pe străzile din Ierusalimul Ceresc și cu toate acestea cred în Dumnezeu. Ferice de cei ce n-au văzut și au, Dumnezeu ne numește fericiți oameni buni. De ce aia nu mai fiți triști? Știu că s-au terminat banii după shopping-ul de Paști, știu că vă gândiți șocați la facturi, dar lăsați-le deoparte, ascultați-mă. Dumnezeu ne numește fericiți. Și pentru că ne numește fericiți, dragii mei, haideți să ne ridicăm în picioare și să înțelegem, să ne exprimăm fericirea asta în rugăciune. Vreau să-i spui Domnului, Doamne, știi, îți provocări la care te-am rugat de atâta vreme și încă n-am primit niciun răspuns. Doamne, mă încred în Tine pe mai departe. Nu știu ce o să fie, cum o să fie, dar mă încred în Tine. Mă încred în Tine, Doamne Dumnezeule. Biblia spune, dragii mei, că suntem fericiți. Și există catedrale undeva în vestul Europei construite în stil gotic. Sunt câteva catedrale pe teritoriul Germaniei și a Franței, dar există una în mod special în Germania și în catedrala aceasta există niște statui reprezentând cei 12 apostoli. Mi se pare foarte fain ideea asta, imaginea asta, e o chestie teologică acolo și pe umărul fiecăruia dintre cei 12 apostoli e sculptat un pitic așa. Și acum te întrebă, ăsta a fost prea creativ, ce a fost creat? Ce caută pe umerii lui Petru? Așa, un pitic. Ce caută pe umerii lui Toma? Un pitic. Bernard de Chartres, soția mea a predat franceză, dacă mă aude cum am pronunțat, am bai mare acasă. Dar Bernard de Chartres, sper că vă rugați pentru mine când ajung acasă. Mulțumesc. Bernard de Chartres spune așa, știți care e ideea cu piticii aia de pe umerii uriașilor? Aia suntem noi. Și nu e ofensă. Zice, noi suntem clădiți pe învățătura cui? Noi astăzi, dragii mei, stăm pe învățătura apostolilor. Dar și ce e interesant, deși suntem mai mici în comparație cu ei, știți care e frumusețea? Că noi suntem mai sus decât ei puțin și vedem mai departe. Da, niște pitici pe umerii unor uriași. Asta a vrut să transmită, din punct de vedere teologic, acești sculptori. Noi, dragii mei, suntem clădiți pe temelia apostolilor. Și partea frumoasă este că pe sprijinul acesta noi vedem mai departe decât ei și suntem puțin mai sus. Suntem binecuvântați. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Așa că ăsta e încă un motiv. Nu pleca de aici cu gândul că suntem pitici. Nu asta e concluzia serii. Suntem pe umerii acestor uriași și Dumnezeu ne-a deschis ochii să vedem mai departe. Hai să mulțumim Domnului. Provoacă-L pe Dumnezeu dacă trebuie. Dar lasă-L să-ți răspundă cum vrea El. Amin? Amin. Hai să ne rugăm Domnului.